Salutare, prieteni! Suntem la bucătărie aici cu Ali și cu Bobiță. Bobiță, așa îi spun eu lui Bobițu meu. Eu am ceva nas, am ceva roșu strânge. Bobiță, a făcut Bobiță, prieteni. E cu minte Bobița meu. Ăsta e Bobiță, prieteni, să-i spune Bobiță. Prieteni, vreau să fac aici. Pleca acasă, n-am mai vrut să-ți ia, că ai certat totul. Da? Dar nu știu cine a certat oare. Prieteni, vreau să fac puțin o tocăniță de vită, aici o punem. Să o fierbem puțin, o porim să luăm spuma aceea. Avem ceapa de grea roșii, cimbu, piper, și foi de dovice de mușe și am dat cu soluție de ceapa. Oh, nu face aici glumă, să vădă ce e ce fac, gata. Uitați, prieteni, camia de vită. Asta se vrea, nu mai faci multe dacă faci, unde ai? V-am scos, prieteni, pe Leonardo, făceați gumă cu mitraliera aia. S-a dus afară. Deci nu vreau să înțelege. O părim puțin carnea, o dăm un clocot și facem tocăniță, cum facem noi țiganii. Da. Dar e prea bună carnea să facem, uite, asta se pune întreg, așa, pe grătare. Cine a știut să le taie și ea? Ei nu te iau așa. Bucătarul? A, merită o bere. Pe mine a dus și mie tripiedul. Merită bucătarul, uite, mă pe ce mă arăt. Chiar că a fost eu contra de vițel, dar na, am zis să mai dau bani, dar e bun. Ce carne are. A văzut ce patrona vede în primul. Când o veni, zice că am mâncat o vițel. Pe mine a dus și mie tripiedul. O fierbem aici de clocot, dar eu fac normal acolo prăjeala. Am pus ulei, fac prăjeală și când fierbem clocot, dar îl bag acolo. Pun sare, ce mai pun condimente și aia e. Nu știu dacă avem făină de mămăligă, ar merge o mămăligă. Tu mănânci mămăligă, Alex? Mhm. Mhm? O să facem și o mămăliguță, un piciola micuț. E bună, prieteni, n-am ce să spun, dar na, am zis și eu că să nu mai dea bani așa. Trebuie banii, vine iar, na. Cum ați zis și voi că trebuie lemne, trebuie de toate. Nu strică carne, dar să nu mai cumpărăm. Aia din oraș a văzut cumpăra și e scumpă o bucată de carne, cât de kilogram e porc, mai ales de vită, e mai scumpă. Cuțitele nu prea sunt așa bune cum trebuie, nu? Da, mai ați cuții și ursul și... Îi fac ursul tocăniță cu mămăligă pentru că îi place tocanele, îi place mâncărurile scurse. Îi place și ciorbile, dar mai rar. Mai ales îi place ciorba de burtă cel mai mult. Să zic punem pauză, să pun pentru piept. Luăm așa cărnița de pe coasta asta. Și nu mai punem coasta asta, merge la ciorbă, prieteni. Osul, de fapt. Da, așa și noi, așa cum o poate, îmi tai mâna. Cuțitul mâna ta e, dar ta mea nu prea. Mă chinui. De mână nu duc bumbul la apă la cucun. Da, prieteni, acasă... E mult tot de loc, pentru că tot văd și nu se cunoaște nimica. Mai avea bătăna și pe trenții. Au pus pe Alin să măsure, să mă duc eu să caut om cu tractor să scobească acolo, să facă șanță. Să caut eu om cu tractor, să pe pisate așa din nebună. Am lăsat să ia banii în mână, mie, acasă. Să-și facă canalizarea, început-o cu lală, să o facă. Nu ar trebui să le apie lală la plimbare. Și ce-l spunea că îmi face mie lală, mâncare, spală oasele și nu mai fac eu. Treaba ei, să-și o facă. Prieteni, la mine canalizarea la baie, la mine merge perfect. Eu nu am probleme cu canalizarea, ei au. La fiul său acolo, din baie, problema. Dar ce-am luat lumina? Lasă de acolo, nu mai vine aici, că se suca de telefonul ăla, Alex. Nu cade telefonul. Dă-te acolo. Nu cade telefonul ăla. Are protecție. N-ai cum că uite, are asta aici. Lasă care la oală când o fi mâncarea pe foc, gata. Ia ceva cu butelie.
cu butelie faci, nu mai este că te curentează, că alea, cum am învățit cu aragazul, cu plita. O butelie pui și fel de mâncare, nu mai e niciun trei, niciun frigă. Mai luăm un pic de piesa asta, lăsăm să o punem pe grătar. E prea multă carne și alea lăsăm. Revenim, prieteni, hai că revenim. Revenim. Gata, prieteni, tot pus și noi ceapa. Punem ceapa acolo. Nu mai pun morcov, prieteni, că și așa nu am, dar băgam un morcov. Mie îmi place să pun la tocane. Chiar dacă nu s-o pune, eu pun. Punem ceapa de cea. De acolo mai bine, mă ales, auzi? Tocăm și roșiile să le dăm pe rozătoare. Stai acolo și tu. Mi-a dat spirit din pisică. Ce? Sumesc pisică, să mă tăi ce fie. Lasă pisică. Că așa îți bere ea, îi spun de mâncare și tot așa face. Acum te bagi prea aproape, Alice. Te rog frumos. Ia bine, dacă avem și puțin pastă de buion, dar nu avem pastă, punem doar roșii. Și frigiderul de aici, prieteni, vreau să o scot afară, să dezghețe, a făcut multă gheață acolo în congelator și nu putem să mai punem nimica. Am ghețat acolo sus, a făcut... Vreau să-l scot aici, ca să vină ursul. Să-l dezghețe, să-l spăl! Așa trebuie. Cred că ajunge roșiile ăștia. Deloc. Am luat el papur mai jos, nu mai pot. M-am obișnuit jos acum. Avem carne aici, să dea un stroc, pot o spăla, bine, bine și o punem. Mm-hmm. Îmi trebuie să tocăm și ardeiul, prieteni. Tocăm și ardeiul gras. Avem și doi cartofi curățați. Le băgăm și pe ei acolo de spa. Doar doi.
butilie. Am luat butilie ca lumea plină, plină și că decât să mă chinui ca ei să luăm foc. Mama, ia până la mine. Ia. O grecă. Ca să ne păgăm. Ia. Ia. De unde e lătă? Pupă, mama, pupă. Că-i tare să ai grijă de mine. E un grecă roșie. Bocițu-a frumos, bocițu, hai că s-o curăț acum. Mulțumesc! Bocițu! Bobițu! Da! Iar vă duce la lisul, vă mulțumesc în locul lală. Faceți voi acum! Ce-i acolo? Gata, prieteni, am revenit. Avem aici, prieteni, vinetele care le-am făcut ieri. Le-am avut așa, în site, le-am scurs. Și acum trebuie să le valoradăm până. Dar nu mai au pic de zeamă. S-au scurs așa de bine. Uitați cum arată bine de asta făcută, dar o să le pun în punș. Prieteni, am dat carnea de viță la asta mai multe cluburi. Am spălat-o cu apă rece și acum o punem aici la prăjeală. Dar nu mi-a dat de tot, gen așa, pentru că vreau. Da! Unde? La motru. Da, Bobiță, mergem la motru să facem baie. Da, Bobiță. Dacă le face de Sfânta Marie, dacă nu o cumpărăm altele și rămân pentru iarnă.
Da, mamă. A, am găsit-o. Vrea Alex să face cu ochelarii aia de mare. Dar unde mergi, băbițule? Mă duc la mare și iau și ochelarii. La mare tu fără mama? Mergi, te iau și pe tine. Mă iei? Da. Bravo! Când termin mâncarea, că mergem după aia. Când termin mâncarea, nu acum? Nu, după aia. Mâncăm și după aia? Da. Bravo! Ce deștept e copilul ăsta. Da, ia să niște vorbe din el. Când termini mâncarea, mă ia la mare, nu așa. Eu nu l-am luat pe el, el mă ia. Nu aveam cum să mergem, că nu eram pregătiți așa să mergem cu toți. Am mers așa la repezeală două zile. A treia zi am întors. Le-am copt așa de bine, știți cum s-a făcut? Le-am copt bine, bine. Și cuptorul ăla pe curent, ăla le face. Face așa de bine. Am văzut multe comentarii că patroana cu Leo a cumpărat vinetele. Păi da, eu știu ce le-a cumpărat, le-am găsit de acasă. Mai contează cine le-a cumpărat. Le-am făcut pentru că eu să stricau. Eu, la rândul meu, mă cumpăr. Ce trebuie, pătrunjelul ăla când era să băgăm la ladă. Nu suntem aici într-o casă. Când o să fim, Doamne, greșite pe ladă? Avem aici prieteni un pic de pătrunjel. Selină ce e? Aveam de pătrunjel. Punem și foie de datin și cimbru. Punem și ardei și cartofii ardei, ca să pierdă împreună acum. Care nu tare, editorul tânăr. Era tânăr în mine. Nu știu, că nu am făcut cunoștință cu el. L-am văzut deja decapitat. Am dat o grămadă de cuvase. Ia, și-am mai spălat o serie. Ce mai trebuie, prieteni, să punem un pic de vegeta, care obicei. Vezi că noi plecăm. Unde? La Mort Valley. Cu cine? Cu Marco, cu Cresina. Mergi? Nu vreau să mai merg o căldură aia. Să se neagă copiii. Întorsă-mă, nu știe, nu stau mai bine acasă în partea. Păi nu mergem acolo, mergem în altă parte, e mai frumos treaba voastră. Nu știu că mă bucă, am treaba voastră, pe curte, să-ți pot în viața, să-ți pot în viața, să-mi vrea scaune. Treaba ta.
mă duc și eu măcar la Motul Vale, dacă la mare n-am fost. La Motul Vale, ce faci acolo? Păi și mie nu fac baie. Fac baie cu fustă, cu tot. O întâi mâncați acasă, nu așa. Eu ziceam că copilul glumește, al mic. Nu, pun așa cât e mai puțin, am pus și alte limite. Dar nu-i face mult, dar pun așa mai puțin. Mamă, dar le-am făcut prea rău. Știți cum sunt? Prea făcute. Sunt coapte, coapte bine, trebuie să ca niciodată. Dar e mai bine când sunt făcute. Care e bună? Ce luați acolo? Nu e niște parcane și oasă din astea. Ce luați poate? Nu e pe care. Nu e de asta, că nu e de asta. Nu e aia. Și ești de bun. De bun. Care? Aia. Unde a făcut o mare bună cum fi de aia. Păi eu pe toată. Când am zis eu să fac o bucățării, a văzut tot aia. Articolul. Pare mare, cine dai? Toată prieteni, mai avem puțin pe mâncărica noastră. Dar vreau să fie mare. Cumva să pun o tocărica. Între timp ei am dat și frigide la afară, pe scară, să vedeți toată viața aia din el să spălbiți. V-am spus pe scară. Am terminat și cu vinete. Fac și eu acum cu un pot de aici. Hai să vedem ce se cuvintă. Mai o lăsăm un pic. Leonardo, prietenii, mi-a rămas în locul ăla, ne-o scovește acolo în tună. Face el canalizarea. Revenim, prieteni. Mă mira să mă văzut să mă atată cu mâncare. Pentru ce mi erau? Grisală, vezi ce-mi se face o grisală. Stai, nu știu, că acum o punem asta. Hai, te-i bă. A greșit cineva cu o comandă de mâncare și a dus la noi. Și am spus că noi n-am comandat-o. A greșit comanda.
mine proaspătă, Doamne, cum să faci curat. E proaspătă bine. Mai bine o lupeam cu mâna. Că cuțitul nu merge deloc. N-am mai făcut o mălințiță, prieteni, că nu avem foină și... Cine mai merge să mai pun pe ele? Facem altă dată. Nu vine la copilul ăla, pe ce-i sapă, ce face copilul ăla? Leonardo! Așteaptă și tu să facă mâncarea cu Sico. Hai, Zare! Hai! Ia! Tu mai cu soi, hai! Hai, hai, ia! Ai pus cum vine nici așa, nici așa. De ce umblă la telefon? Așa, prieteni, uitați-mă ce ochelarea meu. A venit Leonardo, a mișcat telefonul, am făcut-o. Pis! Mă nu putea să arată și de aici. Pis! O să răceați. Îți dau cu sărăcească un pic. Prefer bine așa.
cam atâta, tocănița noastră e gata. Spune dacă cum arată, e vițel, are și grosime, vițelul era bun. Nu a avut strâmb pastă de bulion, că trebuie și pastă, nu. Păi cu roșii, cu ardei gras. Prieteni, vă mulțumim mult de tot și vă dorim o zi plăcută tuturor. Acum contează gustul, să vedem cum e. Sper că e bună, are un miros, miroasă foarte frumos. Pa, pa, prieteni!